Bună ziua! Ieri seara, comunitatea internațională a asistat la o nouă încălcare gravă a principiilor și normelor dreptului internațional. Recunoașterea așa zisei independențe a teritoriilor separatiste din regiunile Luhansk și Donetsk ale Ucrainei. Republica Moldova condamnă vehement acțiunile ostile față de Ucraina. Susținem ferm suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Vom sprijini toate eforturile internaționale de căutare a soluțiilor pașnice, politice, bazate pe dialog și negocieri. Interesul nostru este restabilirea păcii și stabilității în regiune și reluarea dialogului dintre părți pentru soluționarea crizei. Îndemn liderii țărilor implicate în acest conflict să acționeze cu înțelepciune pentru a evita violențele sau vărsările de sânge. Știu precis, chiar și în cele mai tensionate momente, există loc pentru dialog, pentru a da prioritate vieții și a pune pacea în capul mesei. Stimați concetățeni, am obținut votul dumneavoastră promițând să facem din Moldova o țară europeană, care înseamnă și prosperitate economică, dar și respect pentru demnitatea fiecărui cetățean, pentru libertatea lui de alegere. Avem de muncit mult pentru a atinge aceste scopuri, dar o putem face prin unitate și dacă avem parte de pace. Acțiuni ca cele pe care le vedem în ultimele zile în Ucraina găsesc teren fertil pe fondul fricii și dezbinării societății, astfel că oameni care au conviețuit pașnic de generații ajung să se urască învrăjbiți de propagandă și minciuni. Cele mai eficiente arme de luptă împotriva acestora sunt curajul, unitatea, înțelepciunea și solidaritatea cetățenilor. Cu frică și cu dezbinare nu se poate construi o țară prosperă, ci doar cu unire, solidaritate, muncă și curaj. Societatea noastră este una diversă. Am trăit secole împreună. Am învățat să ne respectăm unii pe alții și să folosim diversitatea noastră culturală, etnică și lingvistică în avantajul întregii comunități. Avem o comunitate mare de concetățeni de origine ucraineană și rusă și suntem cu toții cetățenii Republicii Moldova. Trăim cu toții în această țară, împărțim bune și rele, iar pacea și prosperitatea Moldovei ne vizează pe fiecare. Trebuie să consolidăm unitatea noastră, să nu ne lăsăm mințiți și manipulați, să păstrăm treze conștiința și solidaritatea noastră. Suntem cu toții oameni pașnici, cu aspirații democratice și dorință de prosperitate. Nu putem lăsa frica și vrajba să intre în societatea noastră și vă asigur că voi face tot ce este necesar pentru asta. În Republica Moldova avem viziuni diferite despre criza de securitate din regiune și e normal să fie așa. Unii sunt speriați de ceea ce au văzut ieri la anumite posturi de televiziune. Orice conflict armat generează fluxuri de propagandă, iar acestea pot semăna frică, ură și dezbinare în societate. Solicit instituțiilor statului să monitorizeze atent sursele de știri false, instigare la ură și propagandă și să ia măsuri conform prevederilor legale să prevină astfel de fenomene. Fac chemare către redacțiile de știri din Republica Moldova. Mai ales în această perioadă, trebuie să fiți de partea cetățenilor Republicii Moldova. Nu implicați cetățenii noștri în propaganda de război. Nu semănați ură. Verificați atent sursele știrilor pe care le dați pe post. Fiți responsabili.
Dragi cetățeni, clipele de cumpănă pun la încercare capacitatea noastră de a gândi clar și a acționa calm. În aceste clipe trebuie să reținem și să protejăm lucrurile importante. Siguranța și sănătatea celor dragi, casa noastră, locul de muncă, școala unde merg copiii noștri, libertatea pentru care au luptat generații. Viața și siguranța tuturor cetățenilor sunt prioritățile noastre. Autoritățile Republicii Moldova păstrează un dialog permanent cu statele vecine și partenerii europeni pentru a consolida poziția comună referitor la situația din Ucraina. Acum câteva zile am participat la conferința pentru securitate de la München. Discuțiile și dezbaterile pe care le-am avut au vizat evoluțiile din regiune și rolul comunității internaționale în abordarea acestor provocări. Există o solidaritate puternică cu privire la integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și la soluționarea pe cale pașnică a conflictului în rândul țărilor participante. La fiecare întrevedere bilaterală, inclusiv la cea cu cancelarul Olaf Scholz, am subliniat importanța păcii și stabilității în regiune pentru dezvoltarea și modernizarea țării noastre. Am primit asigurări de susținere de la toți interlocutorii. Partenerii ne vor ajuta să consolidăm reziliența economică și de securitate a țării noastre. Le mulțumesc pentru acest sprijin. Acum, obiectivul nostru este să menținem stabilitatea în țară și calmul cetățenilor noștri. Urmărim atent situația, iar instituțiile statului sunt mobilizate pentru a interveni și a asigura viața și securitatea oamenilor din Republica Moldova. În acest sens, astăzi avem ședința grupului de lucru pe probleme de securitate regională. Actualizăm planurile de măsuri în virtutea noilor circumstanțe. Pregătim măsurile necesare pentru a proteja spațiul informațional al Republicii Moldova de elemente de dezinformare și propagandă. Cetățenii noștri trebuie informați corect și obiectiv despre evoluțiile din regiune. Reiterăm apelul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene pentru cetățenii moldoveni din Ucraina de a evita deplasările în regiunile de est ale Ucrainei și de a verifica cu regularitate alertele de călătorie emise de către minister. De asemenea, suntem pregătiți să sprijinim cetățenii ucraineni în cazul în care aceștia vor avea nevoie de ajutor. Autoritățile competente urmăresc îndeaproape situația din raioanele de est și din zona de securitate. În același timp, criza regională nu trebuie să afecteze activitatea instituțiilor și agenda noastră de reforme interne. Asigurăm continuitatea proceselor în derulare, iar serviciile publice funcționează în regim normal. Stimați cetățeni, Republica Moldova e o țară pașnică, o țară care îmbrățișează valorile europene și își rezolvă problemele prin dialog. Evoluțiile de ieri și cele care vor mai urma pot influența mersul lucrurilor în țara noastră. Noi nu ne oprim din ceea ce ne-am propus, să creăm un stat pentru cetățeni. În continuare, vom depune toate eforturile pentru a construi încrederea oamenilor în țara lor. Vom lucra pentru a crește bunăstarea oamenilor, pentru a le oferi stabilitate, mediu bun pentru a deschide o afacere, pentru a crea locuri de muncă, pentru a construi o casă, pentru a crește o familie și a aduce o viață îmbelșugată alături de cei dragi, cu încredere în ziua de mâine. Vom consolida democrația, cultura dezbaterii, guvernarea transparentă, respectul față de demnitatea umană, elemente care ne dau rezistență. Reafirmăm angajamentul nostru de a oferi oamenilor Moldovei un viitor european. Acestea sunt valorile noastre, în care credem, iar crezul și determinarea noastră ne servesc drept scut. Vă mulțumesc!